Deci Lăcătuș, Hagi, Belodedici, Dan Petrescu, Tudorel Stoica, Rotariu, Pițurcă, Balint Iovan. Da. Asta era, asta era vestiarul? Vestiar, da, da. Cum e în vestiarul ăsta? Ce să mă, când am uitat, am pășit acolo în vestiar, aveam emoții de, nu știam, incredibile. Când mă uitam la fețelor așa și nu vreau să cred că sunt în acea cabină, da? Seama. Și pe urmă, ușor, ușor... Cum te-au primit băieți? Foarte bine. De extraordinar. Campionii de Europei. Cum te-au primit campionii Europei? Foarte, foarte bine. Foarte bine. Și după aia am încercat acolo, cât am stat, cum am fost și la Buzău, am încercat când eram în cabină și la antrenamente să am un idol la antrenamente, la cum se pregătește, la cum, la viața lui extra fotbalistică, la... Adică să stai așa în umbră să urmărești? Să urmă, da, și în cabină. Și pe cine? Pe cine ai ales? Deci pentru mine au fost la început unul care mi-a plăcut extraordinar de mult, a fost Tudorel Stoica. Tudorel Stoica. Tudorel Stoica. După aia, șansa mea, că în momentul, Pițurcă a stat până în 87, a stat cu Beronin în cameră. Beronin a plecat și Pițurcă a rămas singur. Și în 88, când am venit eu, da, am plecat în pregătire la Forban. Și când am ajuns la Forban acolo, parcă mi-aduc aminte, zice, copilul, tu cu cine stai în cameră? Mă întreabă pe mine, Pițurcă. Zic, nu știu, nea Pițurcă. Hai, vino și stai cu mine. Și după aia am stat cu 2 ani de zile până a plecat Pițurcă, am stat numai cu el în cameră. Da, deci pentru mine, iar o chestie fantastică. Iar Pițurcă și el, o prostie este adevărat, deci nu. Dar toți erau. Nu aveai ce tactică să faci cu Tudorel Stoica, cu Pițurcă. Păi asta vreau să te întreb eu pe tine. Cum era antrenor? Ce făcea nepuiul la antrenamentele? Ce să... Era... L-aveam și pe Marinescu, care o făcea o perioadă, eu știu, de încălzire și după aia făcea numai cu mingea, deci antrenament din astea, dar venea totul la calitatea jucătorilor. Ce să-i spui lui Lăcătuș, ce să facă Lăcătuș când pierde minge? Ce să-i spui Lăcătuș când are minge? Ce să-i spui lui Stoica când trebuie să rămână să dea siguranță echipe când echipe este în atac? Sau ce să-i spui Bubescu Iovan cum să o marcheze sau Belodedici? Ceva incredibil, ți-am spus. Da? Sau Hagi, după aia când am venit Hagi, Gică Hagi. Da. E ceva incredibil, ți-am spus. Era un vestiar care atât de unit și atât de motivat și atât de prieteni erau între ei, de incredibil. Păi, îți dai seama, s-a câștigat Cupa Campionilor cu 19 jucători, 20 jucători, da? Și jucau duminică, miercuri, echipa națională, îți dai seama câte jocuri. Și acum, că dacă luăm la 3 jocuri, că suntem obosiți. Obosim, da. Da, obosim și mâncăm numai spaghete și nu știu ce și asta. Păi, atunci să mâncați ceafă de porc, să mâncă cu pătele, cu ciorbe. Chiar ce mâncați voi la cantina acolo în Ghencea? Și vitamine sau ce? Pune o oală de aia cu suc acolo, băgare și vitamine acolo și luam câte o cană cu toți acolo, puneam mijloc. Ce naibă? Și mâncam ce naibă? Cașcaval, panet, tot felul, șungă, alea, și ne aduc aminte, Bumbesc, Iovan, ce ciorbe, mâncau cu ardei, cu asta, doar când puneau piciorul, era incredibil. Ce naibă? Odată la un antrenament, mi-aduc aminte, nu știu cum am intrat o minge și m-a atacat Bumbescu și eu după de picioare. Ha. Am intrat după aia, râdeau aia jucătorii acolo pe teren și când am intrat în cabină, auzi puștiu, zice să-ți alegi stațiunea. Zice, stațiunea Bumbi. Unde vrei? La Herculane sau la Băile Felix? Adică că vezi că mă bag în gips a data viitoare dacă mi-a dat în picioare. Da, acum, ce tu pe un să ai să-i dai printre picioarele lui Bumbescu? Timpul jocului îți dai seama că nu mai contează acolo. Te uiți tu și ce cea mai bună soluție așa pe moment. Mai gândești că e Bumbescu sau că e Iovan și asta, o dădeai și tu, trebuie să joci, că te certau colegii dacă nu făceai chestia asta. Da, și luai soluția cea bună. Și cum ai scăpat de Bumbi până la urmă? Era, deci, era și prieten Bumbescu. Deci toți care erau atunci, crede-mă că... ce caracter aveau și ce, cât așa, ce cum erau, cum vorbeau cu tine, te băgau în seamă, era ceva incredibil. Adică ai fost primit... Dar să știi că era foarte greu, dacă nu, cum să spunem, fiecare era tur-retur, pauză, dacă nu erai așa și nu, cum să spunem, tot timpul aveai adversitate. Tot timpul, în fiecare pauză din asta competițională, veneau toți jucătorii ce mai bune în România. Și dacă nu erai, cum să spun eu, nu creșteai și nu vedeau la tine că poți juca la Steaua București, imediat te aduceau altul. Cum era la Forban? Era foarte greu. Cum erau antrenamentele alea la Forban? Păi, mi-aduc aminte, chiar dacă că era de Lăcătuș, plecam la alergare dimineața la 7, da? Și la Forban, pe acolo, aveam de 10 km de alergare.
Și iarna, să ne înțelegem. Iarna, iarna, pe ce n-ai? Păi, legai, veneai, când te întorci de acolo, te întorceai cu țursul la nas, la fes, aveai pe fes numai din asta de... Pe cuvânt, dacă spun, ce, la transpirație, și se făcea la transpirație, pe fes, pe asta, pe rămânuși, aveai da, țursul, nu aia mici, așa cum e. Și Lăcătuș a alergat, dar Lăcătuș era și nativ la Lăcă. Lăcă a fost nativ. Pregătirea lui tot timpul a fost un desat nativ. Da. Noi, eu, dacă nu alergam, știam că mai ales la mijlocul terenului, că trebuia să, și trebuia să tânăr, și asta trebuia să... Și o luam și mă duceam, alergam al ritm. Da? Eu când veneam la alergare, deja făceam duș și mă duceam la, la masă, știi? Și când venea Lăcătuș, că mă aduce venea la mă, te țăran, zice, te văd după amiază la sală, când jucam la sală. Și la sală jucam, după al doilea antrenament, îl făceam la sală. Acolo și o grupă făceam forță, circuite de forță, iar cealaltă grupă jucau 4 la 4 sau 5 la 5. Și îți dai seama, dacă mă prindea pe acolo și nu alergam și nu băgam materiale, mă arunca până alea, până zidul aia pe acolo, până la Forban. Când jucam, doamne, incredibil, și când jucam tineri cu bătrâni sau și la antrenamente, când jucam între noi, joc tactic, atunci se numea miuță, acum e altă. Da, da. Hai să facem o miuță. Am atunci, găsit acum, așa un... Se numește joc tactic, pentru că jucăm cu teme, cu asta e altă. Da. Ce jocuri ieșeau și ce... Hai, incredibil.